Amendamentul se referă la oferirea de bunuri în timpul campaniilor electorale. Orice competitor electoral sau intermediar ai acestuia care vor oferi bani, bunuri sau alte foloase în scopul determinării alegătorilor să voteze în favoarea unui anumit candidat, riscă pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. În timpul campaniilor electorale se petreceau lucruri absolut inacceptabile. Candidații erau însoțiți de mașini cu găleți, cu pufoaice, cu biciclete, cu pește, cu zahăr, cu ulei, iar votul cetățenilor era astfel influențat de aceste, așa zise, daruri. Pentru că legislația era insuficientă, săptămâna trecută am adoptat la propunerea mea un amendament la lege în care am enumerat strict categoria bunurilor care pot fi oferite în campania electorală direct sau indirect de către candidați. Senatul a stabilit materialele care pot fi folosite în campania electorală și anume afișele, pliantele, cărțile poștale, ilustratele, brichetele, pixurile, șepcile, tricourile, eșarfele și fularele inscripționate cu însemnele partidului, calendarele și multe alte materiale a căror valoare este simbolică. Sunt interzise a fi folosite în campania electorală bunurile cu o valoare economică semnificativă, cum ar fi produsele alimentare și nealimentare și, bineînțeles, oferirea de bani. Și cel care primește va fi pasibil de închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Senatorul Toni Mihail Greblă dorește ca prin acest amendament candidații și partidele politice să înțeleagă că nu prin oferirea de bunuri materiale, ci prin activitatea, programul și seriozitatea de care dau dovadă pot câștiga încrederea electoratului.